Pentru zodia Taur, săptămâna 29 august, 4 septembrie, are următoarele caracteristici. 29 și 30 august, tensiunile sunt în familie, cămin, legate de efort, timpul acordat carierei, riscuri mai mari, poate de exclusivism, de egoism, poate gelozie. Pe aceste tensiuni însă se acumulează frustrări legate unor de resurse, dorința de progres, dorința de aventură și chiar cea de independență. Frustrările însă pot fi rezolvate în Scorpion, prin Marte sau prin Pluto, prin acțiuni în planul contractelor, al asocierilor, poate al proceselor, dar și prin urmărirea echilibrului, al schimbării și prin renaștere. În 29 august, frustrările acumulate în familie, cămin, relație părintele de același sex sau frustrări care vin din trecut, favorizează creșterea impulsivității, a elanurilor afective, sunt posibile uneori aspecte de instabilitate emoțională. Frustrările însă din carieră sunt favorizante pentru duritate, rigiditate și o stare de instabilitate. Dar, așa cum am spus, toate problemele se rezolvă prin acțiuni bine echilibrate și prin schimbare și renaștere.